Lidl pregătește surprizele din cooking show-ul tău preferat. Vin din București și sunt fotograf. Frumos! Cu frumosul vizual, cu asta mă ocup. Ca și la fotografie, așa e și la mâncare. Prima dată e vizual. Vezi. Da, vizualul te atrage. Așa ești tu de fel, da. Calm? Sunt calm cu o flacără în mine. Modestie e pentru oameni fără calități. Nu sunt cel mai bun, nu sunt nici cel mai slab, dar pot să zic că sunt cel mai plin de surprize. Astăzi voi găti un mușchiuleț de vită, o polenta cu legume și un salsa picante. Acest preparat a fost unul ales pe moment. Îmi place să fiu spontan și să speculez momentul. Ce îmi vine în momentul ăla în cap, aia fac, adică mă las condus de intuiție. Am ajuns să fac fotografie printre multe altele din frumos. Îmi place frumos, îmi place frumosul vizual. Am fost stilist vestimentar, am fost dansator, am fost model. Am stat pe lângă fotograf toată viața și am furat meserie. N-am învățat, n-am făcut niciun curs, am furat meserie. Prin fotografie am călătorit foarte mult în jurul lumii. Îmi place să călătoresc, să cunosc culturi noi și în același timp cunosc bucătării noi. Avem diferențe de grosimi la carne, se va găti puțin diferit, dar nu este nicio problemă. În călătoriile mele am ajuns să fac lucruri mai nebunești, să întreb din restaurant în restaurant dacă pot să intru și eu, să cunosc șefii, să văd cum gătesc, dacă mă las să arunc un ochi, să gust din mirodenile lor. De cele mai multe ori, șefii au fost foarte receptivi cu mine. Mi-au dat niște ponturi, dar sfaturile lor au fost pune mâna la treabă și descoperă. Am terminat preparatul. Mușchiuleț de vită cu polenta cu verdețuri și sos salsa picante. Nu vreau să fiu modest, preparatul este de tricuțe. Macaroane, suiagale, să... pe albastrele cărări macaroane. Ce e? Ce e? Era așa un pic ca wedges, da. Fiță, hai! Hai! Mamă! Shaolin direct, băi! Exact, Shaolin. Pare mămăligă cu lapte, nu? Mămăligă, lapte cu ceapă. Sau omletă. Bă, dar ceapa are păr? Da, până e curățată. E Shaolin. Păi, zacusca e gustoasă, să știi. În schimb, la vită nu-mi dau seama dacă e un carpaccio netăiat. Ca un muș de vită bleu. Cine a gătit, mă? Stil Jedi. Nu e stil Jedi deloc, este american. Stil american, 100%. Stil american? Da. Român, de aici, din București. Este un fusion. Italian style. Exact. American style. Și Romanian style. Păi zacuscuța, și zacuscuța e un pic cam prea picantică așa. I-a scăpat, mă, i-a scăpat. Hai că place. Eu zic să votăm americanul. Da, și eu zic să votăm americanul. American, hai să vedem american. Carnea mea este crudă. Nu se poate mesteca. Bună seara, șef! Salut! Salut! Numele meu este Constantin Popoiu și sunt fotograf. Acum înțeleg de ce carne are culoarea asta. El are nevoie de culoare, măi! Corect, da. Sper că... Ești fotograf de food? Sunt fotograf și de food. Și de food. Da. Dar de obicei ești fotograf? De travel și de fashion. Și pasionat cumva de cultura americană hippie. Da și nu, cred că sunt pasionat de mai multe zone, de zona japoneză, de America, puțin din fiecare. Eu am zis că e o combinație. Da, de... e o combinație. Și inelele? Așa multe? Am o colecție de inele, sunt trademark-ul meu. De oriunde merg din lume, mi-au câte un inel care reprezintă un punct în timp. Am de prin Dubai, Mexic, Maroc, Thailanda, Indonezia, Mykonos. Te-ai plimbat ceva? Din fericire, da. Adică îmi place foarte mult. Te-ai plimbat cu jobul, practic, sau? Și cu jobul și personal. Pe cât de mult posibil încerc să călătoresc, să cunosc oameni, dacă se poate să cunosc și din bucătările respective,
pasionat de bucătărie. Da, sunt foarte pasionat de bucătărie. Gătești des? Gătesc aproape în fiecare zi, eu gătesc la mine în casă. Haide! Și eu gătesc. Cât sunteți la masă? 4. Eu cu iubita mea și 2 căței. Okay. Bun. Bun. E o problemă la carne. Pentru că nu este gătită la fel. Nici eu cred, a fost o bucată întreagă, ai tăiat-o? A fost o bucată mare. Ai gătit-o întreagă? Da. Da. Știu. Asta este riscul. Totdeauna să faci genul ăsta de carne. Știu. Piesă întreagă, ca o să fie peste tot. Știu. La fel, aceeași mână. Știu. La mine ți-a ieșit full styling. Da? Mulțumesc. Carne. Hai, nu. Nu să vedem, nu? Eu cred că dacă ai face eu...